Pe parcursul lunii martie, pe lângă controlele la produsele specifice sărbătorilor pascale ce s-au desfășurat la nivel național, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt a realizat și verificări la agenții economice olteni, în urma stabilirii unor tematici proprii. Astfel, primii pe listele inspectorilor au fost comercianții de produse de panificație. În urma verificărilor s-au constatat deficiențe. Unii operatori economici găsind de cuvință să nu afișeze la loc vizibil codul unic de înregistrare la Registrul Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate al societății pentru care este autorizat să funcționeze. În reguli s-au constatat și la cântărirea produselor comercializate în vrac, informațiile furnizate de aparatele de măsură nefiind clare și vizibile pentru consumatori, astfel că inspectorii CGPC-OLT au aplicat 5 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1000 de lei, dar și un avertisment. În luna martie 2018, cgpc Olt a desfășurat și două acțiuni tematice proprii de control, după cum urmează. 1. Verificarea respectării prevederilor legale. Privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor de panificație, au fost verificați în acest sens 20 operatori economici, iar la 6 dintre aceștia s-au constatat deficiențe de la normele legale. Cea de-a doua tematică proprie a vizat verificarea respectării prevederilor legale în domeniul protecției consumatorilor la comercializarea produselor în unitățile fitosanitare, dar și în farmaciile veterinare. În acest sens, au fost controlați 19 operatori economici, la șase dintre aceștia, constatându-se deficiențe de la legislația în domeniul protecției consumatorilor. Astfel, patru agenții economici au ales cu sancțiuni contravenționale în valoare totală de 7.000 de lei, dar și două avertizmente. Abatările constatate se referă la neafișarea la loc vizibil a codului unui de registrare la Registrul Comerțului, neinformarea consumatorilor asupra caracteristicilor esențiale ale produselor oferite în mod corect și precis, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a face o alegere rațională în conformitate cu interesele lor. Și în perioada sărbătorilor pascale, inspectorii au efectuat controle de această dată în baza stabilirii unor tematici de control la nivel național. Nerespectarea prevederilor legale din domeniul protecției consumatorului a adus operatorilor economice olteni avertizmente, dar și amenzi ce depășesc 30.000 de lei și totodată retragerea de la comercializarea unor produse cu termenul de valabilitate depășit.